ne-am întors în direct la Uniplay Show. Și suntem cu un super talent. Andrei Pavel este numele său. L-am rugat pe Andrei să-mi reproducă și mie ce e mai important la Uniplay Show. Dubla norocoasă! Sunt tare curios ce o să iasă. Chiar vreau să văd și eu ce o să iasă. Andrei, de când ți-a venit treaba asta? De când ți-ai dat seama că ești atât de talentat? Ei, aveam vreo 5 ani, cam așa. Da? Eu vreau să zic că în școala generală aveam 4 la desen și la de-astea. Nu mă pricepeam, nu... Ei, e greu să faci așa ceva? Cer timp și răbdare. N-am nici timp, n-am nici răbdare. Aici simt că e ceva mai interesant așa. Aici lucrez mai mult în partea asta, nu? O să-mi ia vreo jumătate de oră, cam așa. Cât? Jumătate de oră. Jumătate de oră. Și acolo în dreapta? Adică în stânga, cum ar veni? Lasă să usuce și când termin aici, mă mut dincolo. Am înțeles. Cu care ți-e mai simplu? Cu stânga sau cu dreapta? Cu stânga, dar cum mă doare, trec pe dreapta. Am înțeles. Și la dubla norocoasă, care e mai... ok, așa, mai simpatică, mai... ți-e mai drag să o lucrezi. Ce anume? Cifra norocoasă? Nu, din cele două personaje. Dar nu sunt personaje aici, că am zis că facem o surpriză. Iartă-mă, da, e dubla norocoasă, da, ai dreptate, sunt cartoane. La dubla norocoasă îmi plac ambele. Da, n-am știut niciodată că noi avem cartoane cu mustață, pe cuvânt, și... așa. Câți ani ai? 33, mulți înainte. Așa, uite, aici deja simt că se face ceva interesant. Să știi că ai făcut mai frumos aici în stânga decât și lucrezi mai mult. Ai boală? De ce nu? Nu, dar poate îmi place mai mult în stânga. Ai și ce să lucrezi aici, mai ales aici sus, așa, adică... simt că o să iasă ceva frumos aici, o să... Păi da. Hai că vedem, nu mai e mult. A rămas 28 de minute. Da, dacă aș vrea să-l faci pe Mr. Uniplay, ai putea? Adică să-mi-l faci și mie odată, să vedem cum arată. Arată bine? Senzațional, da. Nu știi cine e? Nu-l cunoști? O să-ți fac cunoștință odată. Am înțeles. Așa. Nu e de voie, mă descurc și singur. De asta mi-era frică, da. Dar cu ce faci? Ce... ești clipici acolo? Aici nu. Dar ce e acolo? Las clipici aici. Dubla norocoasă! Bravo! Bravo! Foarte tare. Aplauze pentru Andrei Bravo. Pavel! Bravo! 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 Și de la Andrei Pavel trecem chiar la dubla norocoasă! Dubla norocoasă!